suspectul sau mai ce legătură cu ce? Ce scrie pe citație? Că sunteți de suspect? De ce v-au chemat, domnule? Aveți un rol în povestea cu Jumelina? Vă e teamă de ce s-ar putea întâmpla? Dați voie și mie, vă rog. O vedeți în imagini pe Sevil Șaideh, vicepremier în Guvernul României și ministrul dezvoltării regionale, intrând la DNA în urmă cu doar 2 minute. Sunt imagini surprinse de colegii mei și o vedeți stând la coadă pentru a intra la audieri la procurorii anticorupție. Sevil Șaideh, așadar, citată la audieri în această dimineață. Nu sunt informații, cel puțin până la această oră, despre motivele pentru care a fost chemată. Cert este că iată este o surpriză de proporții în condițiile în care se vorbește despre faptul că Sevil Șaideh ar fi mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea. Să ne reamintim că în momentul în care PSD a câștigat alegerile cu un scor zdrobitor, a fost prima propunere pentru postul de premier al României, propunere refuzată însă în acel moment de președintele Klaus Iohannis, moment în care Liviu Dragnea a venit cu o altă propunere în persoana lui Sorin Grindeanu. Și pare să fie un pelerinaj al numelor importante din PSD. Să ne amintim de asemenea că în urmă cu doar 10 zile Sorin Grindeanu era audiat la Direcția Națională Anticorupție. În urmă cu doar câteva zile, Victor Ponta, un alt fost premier audiat. Iată însă că în această dimineață este rândul lui Sevil Șaideh. Vă reamintesc, pe lângă faptul că este ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, este vicepremier în Guvernul României, unul dintre factorii decizionali. Roxana Ciucă este la DNA și vine cu mai multe informații. Roxana, bună dimineața! Bună dimineața din nou, Nadina, bun găsit, doamnelor și domnilor. A intrat în urmă cu doar câteva clipe Sevil Șaideh aici în sediul Direcției Naționale Anticorupție. A fost citată pentru a da explicații în calitate de martor. Ne-a promis însă că va face mai multe dezvăluiri de îndată ce va termina audierea în fața anchetatorilor. Nu este pentru prima dată când Sevil Șaideh, numele domniei sale, apare cel puțin în dosarele celor de aici de la Direcția Națională Anticorupție, ci potrivit unor surse apa aceasta ar fi venit de asemenea și în trecut pentru a aduce explicații în dosarul Teldrum. Vedem așadar cărui fapt se datorează vizita domniei sale astăzi aici. Cert este că a venit însoțită de către apărătorul domniei sale, iar din experiența trecută, toți cei apropiați lui Liviu Dragnea, mă refer aici la Victor Ponta, de altfel și la Sorin Grindeanu, au stat undeva în jur de 4-5 ore de vorbă cu anchetatorii. Este interesant de văzut de ce anume a fost citată, iată, în această dimineață, aici la sediul Direcției Naționale Anticorupție Sevil Șaideh. Vedem dacă a venit să aducă explicații în dosarul Teldrum sau un alt dosar ce privește infracțiuni de corupție. De altfel, spuneam că și în urmă cu câteva zile, atât Victor Ponta cât și Sorin Grindeanu au venit pentru a da lămuriri în dosare ce sunt pe rolul, iată, Direcției Naționale Anticorupție, însă nici până în momentul de față nu se știe în care sunt dosarele, da? Care sunt cauzele pentru care au fost citați aici la sediul acestei instituții. Așadar, așteptăm cu real interes ca Sevil Șaideh să iasă de la discuțiile pe care, de la discuția pe care o să aibă ore bune, cel mai probabil cu procurorii de aici de la DNA, și vedem dacă va rămâne cu această calitate de martor și, evident, sperăm să aflăm și ce anume declarații a făcut aceasta în fața procurorilor anticorupție. Roxana.